Ciao, bine ați venit la Gătesti cu Patriția și Francesca. Astăzi ne-am gândit să vă prezentăm o rețetă foarte simplă, foarte gustosă și foarte sănătoasă. Adică tartar de tonno cu avocado și ardei. Aici practic este tot baza pentru o porție. Avem jumătate de avocado, un sfert de ardei, o lingură de Worcestershire sauce, sare, ardei facultativ, dacă doriți mai picant. Ardei iute, da. Ardei iute, da. Dacă doriți mai picant, felii toast, mai mult de plating și, mă rog, dacă vă place, te va fi de pentru. Și aici avem 100 de grame de ton pentru o porție. Și haideți să vedem cum se face. Da, hai să vedem. Allora, ai nevoie de un cuțit și se tăiam tonno bucățică. Francesco îl gătește chiar cum place mie, cu cubulețe un pic mai maricelli, că așa a învățat și ale normale. Tonno tăiat Francesco cubuleții, bucata asta de tonno, avem noroc că nu are filamenti. Dacă cumva tonno avea filamente albe, trebuia nascoste. Punem tonno acolo, într-un castron, da? Partea a doua, practic, acum o să curățăm acest avocado. Avocado. Facem mai tipierea. Da, aici nu trebuie să vă complicați foarte tare cu cuțit. Ce mai bine e să aveți un avocado mai, să zicem, mai copt așa, pentru că o să iasă mult mai ușor pireța. A, și asta e, da, și asta e. Cu mai crud, cu cât o să fie mai greu de... Da. Cu avocado, cu avocado crud, tare, nu este tartar bună, mai bine nu-l puneți. Acum rețeta noastră e foarte, foarte simplă. Da, e o rețetă care cred că vreau să vi recomando pentru vara. E foarte recoritora, fresh, sanatosa. E ce credeți că gata? Ok. Acum noi avocado lo adogam direct in tonno. Perfetto. Passo numero 2, trecem la ardei. Passo numero 3, de fapt, o să trecem la ardei. La ardei, grazie. Normal, ardei trebuie lăsat mai subțire decât... Da. Mai tăiat, puțin mai mărunt decât am tăiat... Pentru că avocado e foarte fragile, se amalgama foarte bine cu tonno. Da, ardei, dacă toccate mare, se simte bucățiche, adică sunt predominanti și nu e bine. Atunci noi tăiam foarte, foarte micuți. Bine, nu sunt un expert în tăiat foarte rapid sau așa, prefer să mă duc mai încet și sigur decât să tai foarte rapid și după aia să văd că am lăsat bucăți mai mari, mai mici, mai... Noi suntem pe acea lechi, va piano, va sană, va așa lontano. Și voi în bucătărie, mai ales când gătiți pentru cineva, nu trebuie să, nu cred că vă grăbește nimeni, trebuie să mergeți mereu foarte încet și să vă placă. În plus că dacă ne iubiți și ne urmăriți, o să vedeți că 80% din rețete care o să vă propunem sunt rețete foarte simple de făcute și foarte rapide. Perfetto, bravo! Așa. Aici acum am terminat așa cu ingredientele de tăiat, deci avem avocado, avem tonu și avem ardeiul. Asta ardei iute, o să-l tocați în micuță și îl puneți așa într-un castronel și îl serviți împreună cu ceapa separate. Acum trecem la condimentate. La condimentate avem nevoie de o lingură abundantă de sos Worcester. Punem ulei, aproape două lingure, ok, anche giumate, o lingura giumate, questa è un lingurone, perfetto, due, ok. Gata, ulei de masline, niciodată prea mult, che è foarte sanatoso. Bine, ok, aici practic, stai așa? Aici și după gust, adică voi dacă vă place orice, merge și pe două lingure de orice. Ai uitat sare? Acum, eu bine, sare, moram să pun după ce am. Bine, Francesco are mare noroc, mănâncă foarte puțin sărată și are mare dreptate. Practic, noi am pus două lingure de ulei, dacă îți place uleiul de măsline, puteți să puneți și trei, deci asta nu este sub nicio formă o regulă, voi faceți exact cum vă place. Așa, cum e? Se bine, nu? Perfect. Acum tu trebuie să gusti dacă e ok, că mereu trebuie să gustați, că dacă nu gustați nu aveți cum să știți dacă e mugare și bine sau nu. Nu ti se pare, mai trebuie ceva, poate un pic de sare, nu? Eu aș pune puțin mai multă sare, da? Un pic mai multă sare. Orice să suntem bine, după gustul meu. Și bine, nu? De gustul? Da. Ok, perfect. Bine, după gustul meu aș fi pus și ceva picant peste, deci țineți minte că picantul este bun pe tartar. La tartar, da, dar mai bine îl dați separate. Eu vi recomand că peste tot se găsește să cumpărați, să aveți acasă un cerceu, așa, pentru că puteți să dați forma la foarte multe gustare, nu numai la tartar. E mult mai ușor să montăm
orice tartar, orice... foarte multă mâncare. Noi am ales farfuria, așa, cu găurică mică, dar puteți să pune și pe plato. Da. Asta la farfurie e foarte subiectivă. Tartar de tonoi e colorată și arată bine pe orice farfuria, dar eu prefer pe o farfuria alba. Uitați-vă numai cu 100 de grame de tonă, ce tartar abundantă și... Da, e ca cum am spus și înainte, deci 100 de grame chiar da. O porție și un sfert, să zicem. Da, pentru cum zice, oh, mama mia, 100 de grame, o să mor de foame, dar de fapt nu mă zice de foame, cred că gustarea e perfectă. Și acum apăsam bine. Aici, practic, cu apăsatul puteți să uniți ca un fel de rotire. Fai cu bravo. Nu prea tare, pentru că după aia o să iasă tot... Zicem, okay. Sosul da, jos și da în forma. Până în toată farfuria, deci... Dar să fie amalgamată bine, nu? Da, deci nici prea tare, nici prea încet. Okay. Așa... Eu m-am luat așa de la piață niște frunduțe așa. Opa, se... da. Opa, wow, e superbă, bravo, Francesco. Și m-am gândit să punem așa câteva frunduțe de decor. Puteți să puneți orice vă place, și o frunză de mentă, o frunză de busuioc, o felie de limone întors, așa, puteți să decorați cu orice. Dar ceva pe așa și o prostiuță mică, așa face tartarul un pic mai elegant. Pune pâine? Da. Vă recomandam noi să serviți pâine tost, orice pâine și un pic de unt care se potrivește bine cu tartar. Și uitați-mi cum am făcut noi, adică eu cu Francesco, în 10 minute. Adică motoul nostru la această gustare este simplu și rapid. Practic, ați văzut cum se face o gustare foarte rapid și eu zic că este foarte, foarte gustată. E wow! Și plating e frumos, arată foarte bine. E foarte bună. Așteptam de la voi comentarii, părere. Încercați și același tartare cu somon. Poftă bună! No? Buon appetito! Buon appetito a tutti!